În urmă cu 2 ani și jumătate, mai precis, pe data de 24 octombrie 2021, Daniel Roxin a semnalat pe pagina dânsului, pe site-ul dânsului, faptul că există un fake news al sistemului, potrivit căruia Călin Georgescu ar fi fiul unui comunist și anume Teohari Georgescu, fost ministru de interne în guvernul Groza. Pericolul pe care Călin Georgescu îl reprezintă pentru sistemul corupt care conduce România a făcut ca în jurul lui să se scornească o serie de povești cu scopul de a-l compromite. Mizându-se pe faptul că omul simplu nu cercetează și ia aproape orice minciună drept adevăr, manipulatorii au speculat faptul că există o coincidență de nume Georgescu și o relativă potrivire în timp pentru a crea o minciună cât casa. Care este însă adevărul despre familia sa? Am cercetat acest subiect și am aflat următoarele. Numele Georgescu, prenumele Călin, data nașterii 26 martie 1962, locul nașterii București, cartierul Cotroceni. În publicația online cadranpolitic.ro, sub semnătura doamnei Virginia Mircea, academician profesor doctor, a ieșit la lumină fișa de cadre a domnului Călin Georgescu. Vecini cu influența asupra evoluției ideologice și spirituale ulterioare, Nicolae Herlea, bariton, decedat în străinătate, ca și alți mulți români precum Caragiale, Cuza, Enescu sau Brâncuș. Studii, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Solului din cadrul Universității Agronomice Nicolae Bălcescu, examen de diplomă în 1986. Doctorat în știința solului în 1998. Apartenența politică. A refuzat să fie membru al Partidului Comunist Român. Părinții. Tatăl, Scarlat Georgescu, născut în 1922, ofițer de artilerie pe frontul de vest, inginer agronom, fondatorul cadastrului funciar, autor al unui manual de cadastru funciar, editura Ceres, 1971. A fost o vreme profesor la Liceul Agricol din Brănești. Nu a fost membru al Partidului Comunist Român. Mama, Aneta Georgescu, fostă Popescu, a lucrat la Institutul de Geodezie. A fost o vreme, în anii 60, secretara Ministrului Agriculturii. Bunicul, din partea tatălui, preot ortodox, descendent dintr-o familie de preoți ortodoxi din Râmnicu Sărat, județul Buzău. Familia a deținut pământuri și păduri în comuna Valea Salciei. Cavoul familiei se află în cimitirul ortodox Eternitatea din Râmnicu Sărat, județul Buzău. Și pentru ca să se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Bine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Învierea ta ceea te reazi cu harul tău, ne-ai dat puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor. Sufletelor adormiților, robilor tăi, pomeniți astăzi și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Aș vrea să vă întreb ceva, domnule Călin Georgescu, v-am văzut că ați fost la cimitir și ați depus o coroană, ați făcut o mică slujbă. Da. Aveți rude înmormântate aici, rădăcinile? Aici, toată familia. Istorii vorbind de aici ne tragem și sigur în străbuni, că de-aia erau străbuni, că erau buni, în străbuni se află adevărul și am venit să aflu lucrurile adevărate pe care le-au rostit la vremea când patriotismul tremura în fiecare celulă a lor. Nădăjduiesc acest lucru să se repete și noile generații care sunt astăzi în țară și să avem un destin fericit. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc!
domnișoara tatălui, Maria Georgescu, a fost secretara lui Nicolae Iorga și a avut o mare influență asupra nepotului Călin Georgescu. Verișorul tatălui, Leon Georgescu, a fost șeful baroului Constanța. A avut o mare influență de asemenea și acesta asupra nepotului Călin Georgescu. Fratele mamei, Traian Popescu, general în armata română, a făcut parte din garda mareșalului Antonescu. Cumnatul mamei, Aurelian Bucătaru, pictor, a avut și el mare influență asupra educației nepotului Călin Georgescu. Rezoluție. Călin Georgescu descinde dintr-o familie de creștini ortodoxi, aparținând burgheziei intelectuale. Documentaristica afișei de cadre a lui Călin Georgescu a fost întocmită și semnată de către doctor în științe politice cu distinția magna cum laude la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, academician doctor profesor Virginia Mircea.